Iată titlurile acestei ediții. Un microbus de pe ruta Chișinău cu bâlea plin cu pasageri s-a răsturnat într-un șanț. Martorii spun că șoferul ar fi încercat să evite impactul cu o altă mașină. Două alerte false cu bombă la curtea de apel în aceeași zi. Poliția încearcă să dea de urmele autorilor apelurilor false. Un bebeluș de 4 luni a decedat după ce mașina în care se afla împreună cu părinții lui s-a tamponat violent cu un autocamion. Rudele minorului spun că remorca a derapat și a lovit lateral mașina. Încă o grădină unde cresc droguri descoperită de polițiști din Chișinău. Proprietarul gospodăriei riscă dosar penal. Grav accident în cartierul Telecentru al capitalei. Un automobil a fost tamponat din spate de un autocamion. Minute de panică pentru pasagerii unui microbus de pe ruta Chișinău cu bâlea după ce vehiculul în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț. Totul s-a întâmplat în dimineața de 26 iunie în jurul orei 7:40 pe centura de ocolire a orașului Orhei. Imaginile de la fața locului au fost filmate de un martor ocular și plasate pe internet. Din imagini se vede cum pasagerii ies pe rând din microbuzul avariat. Așa la prima vedere, poate să ne ajute, dar o chemat salvare. La fața locului a fost chemat un echipaj de poliție, dar și o ambulanță. Din fericire, nici pasagerii și nici șoferul microbuzului nu au pățit nimic. Aceștia s-au ales doar cu o sperietură pe cinste. Martorul ocular care a surprins totul spune că șoferul ar fi încercat să evite impactul cu un alt vehicul, de aceea ar fi pierdut controlul asupra volanului. Informația nu a fost deocamdată confirmată de poliție. Alte circumstanțe se stabilesc. Două alerte cu bombă la curtea de apel în aceeași zi. Din fericire, ambele au fost false. Totul a început în dimineața de 25 iunie la ora 9:15. O femeie ar fi sunat la 112 și ar fi anunțat că în sediul instituției este instalată o bombă. Potrivit ofițerului de presă de la Poliția Capitalei Natalia Stati, la fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și geniștii care au încercuit zona. Toți cei aflați în interiorul clădirii au fost evacuați, iar sediul verificat de specialiști. La scurt timp, forțele de ordine au constatat că de fapt nu există niciun obiect exploziv în sediul curții de apel, iar angajații și-au reluat munca. 5 ore mai târziu, puțin după ora 14, cineva din nou ar fi sunat la serviciul de urgență și ar fi anunțat că sediul aceleiași instituții este minat. La fața locului din nou s-au dus polițiștii, dar și ofițerii batalionului de geniu care au evacuat lumea aflată în instituție și au verificat clădirea. Potrivit poliției, și de această dată apelul s-a dovedit a fi fals. Acum poliția îi caută pe cei care au anunțat despre bombe, iar dacă vor fi identificați și găsiți vinovați, riscă amenzi de până la 42.500 de lei sau pușcărie de până la 2 ani. Tragedie fără margini într-o familie din Chișinău. Un bebeluș de 4 luni a decedat după ce mașina în care se afla împreună cu părinții lui a fost implicată într-un accident rutier. S-a întâmplat în data de 24 iunie lângă satul Fundul Galbenei din Hâncești. Mașina se deplasa spre Chișinău când într-o curbă s-a tamponat cu un camion cu remorcă. O rudă a familiei, sub protecția anonimatului, ne-a povestit cum, după părerea lor, s-a întâmplat totul. Din deal vine un camion cu viteză foarte mare și remorca fiind goală și a pierdut controlul de pe traseu și s-a alunecat. A alunecat remorca și a lovit automobilul. Poliția spune că că sunt vinovate rudele, dar într-adevăr mașina din față nu e lovită de fel, n-are nicio lovitură, toată lovitura a prinit ușa din spate. Rudele familiei consideră că impactul s-a produs din cauza că șoferul camionului, care s-ar fi deplasat cu viteză excesivă, ar fi derapat într-o curbă periculoasă. Remorca vehiculului ar fi lovit în plin mașina. Deodată după accident, șoferul mașinii de 31 de ani și-a luat bebelușul în brațe, a oprit un alt autoturism și s-a dus în întâmpinarea ambulanței. După ce s-a întâmplat accidentul, șoferul mașinii, care e Mercedesului, a luat copilul și s-a îndreptat spre spital. I-a spus doamnei care era în automobil să stea până nu vine poliția la fața locului ca să întocmească cazul. Doar a întrebat-o cum se simte, a zis că tot normal, ia copilul și du-te, poate îl salvăm cumva. După părerea mea, șoferul camionului a declarat numai să nu fie vinovat. Singur a fost oprit camionul mai bine de 100 și ceva de metri.
Copilul a fost preluat de o ambulanță la intrarea în Chișinău și dus la spitalul pentru copii Valentin Ignatenko cu o traumă gravă la cap. Din nefericire, acesta a murit la scurt timp. Contactat telefonic, șeful inspectoratului de poliție Ialoveni, Pavel Damaschin, a declarat că pe cazul dat a fost deschisă o cauză penală. Poliția ia în calcul câteva versiuni ale producerii accidentului, inclusiv nu exclude că remorca camionului ar fi derapat. Condițiile climatice erau nu cele mai favorabile, ploua în acel moment. La fel, avem stabilit câțiva martori care sunt audiați de faptul dat ca să stabilim cu certitudine cine se face vinovat. Ori șoferul automobilului de Mercedes, care este ștata victimii, ori, într-adevăr, remorca respectivă din condițiile care erau ceva derapat și s-a tamponat automobilul respectiv. Aici mai multe versiuni poliția ia în calcul. Uh-huh. Însă, la moment, îi punând cauză penală pe faptă. Șoferii au fost testați cu etilotestul care a arătat că niciunul nu era băut. În funcție de rezultatele investigațiilor, șoferul care va fi găsit vinovat riscă pușcărie de până la 7 ani cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Astăzi, bebelușul de 4 luni a fost condus pe ultimul drum. Încă un locuitor al municipiului Chișinău a ajuns pe mâna poliției după ce a fost prins că seamănă și cultivă cânepă în propria grădină. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani din orășelul Vadului Vodă. Potrivit poliției, în grădina bărbatului creșteau aproape 300 de plante de cannabis. Totodată, din casa suspectului a fost ridicată și o substanță fărâmițată asemănătoare marihuanei, dar și un aparat confecționat manual pentru consumul de droguri. Plantele de cânepă, dar și bunurile găsite în casa bărbatului au fost transmise centrului tehnico-criminalistic pentru expertize. Acum, potrivit poliției, bărbatul este cercetat pentru circulație ilegală a etnobotanicelor. Dacă rezultatele expertizelor vor demonstra că plantele din grădina acestuia sunt de conținut narcotic, suspectul riscă să fie atras la răspundere conform legii. Poliția amintește că în perioada de vară este desfășurată operațiunea MAC 2019, care are drept scop combaterea traficului de droguri de origine vegetală, dar și identificarea persoanelor care le cultivă ilegal. În acest context, cei care știu locurile unde cresc droguri sau cunosc persoanele care le cultivă ilegal sunt rugate să anunțe la 112 sau să se apropie la cel mai apropiat post de poliție. Directorul, adjunctul său și alți 3 angajați ai întreprinderii de stat pentru silvicultură au fost reținuți de ofițerii anticorupție în data de 25 mai. Aceștia sunt suspectați că au pus la cale o schemă prin care au obținut ilegal peste jumătate de milion de lei. Potrivit anchetei, mai întâi suspecții de natură au intenționat informația despre cantitatea de lemn prezentă în ocolul silvic pentru a obține un surplus de masă lemnoasă necontabilizată. Ulterior, lemnele erau vândute unor persoane terțe. Potrivit oamenilor legii, 70% din profit revenea ocolului silvic, iar restul 10% administrației întreprinderii. Pentru a-i prinde în flagrant cum iau mită, sub controlul CNA au fost transmiși 115.000 de lei administrației întreprinderii pentru silvicultură. Ulterior, ofițerii anticorupție au descins acasă și în birourile celor 5 suspecți, de unde au ridicat peste 260.000 de lei. Forțele de ordine au constatat că în total activitatea ilegală a celor 5 le-ar fi adus peste jumătate de milion de lei. Acum directorul, dar și cei 4 subalternei săi au fost reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vina lor va fi demonstrată, riscă până la 10 ani de pușcărie. Grav accident pe strada Gheorghe Asache din cartierul Telecentru al Capitalei. Un automobil a fost tamponat din spate de un autocamion. Totul s-a întâmplat în seara de 25 iunie lângă o trecere pentru pietoni. Pasagera din mașina avariată, care este și soția șoferului, a făcut o postare pe o rețea de socializare în care a relatat cum s-a întâmplat totul. Potrivit sursei, șoferul mașinii ar fi oprit la semafor pentru a oferi prioritate pietonilor. În acel moment, camionul care venea din spate, cel mai probabil din cauza că nu ar fi păstrat distanța dintre autoturism, mi-ar fi tamponat violent automobilul care staționa în fața lui. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost aruncată la 20 de metri înainte. Din fericire, pe zebră nu mai erau pietoni, iar automobilul nu a fost proiectat într-un alt vehicul. În urma coliziunii, nici șoferul camionului și nici familia care se afla în mașină nu au pățit nimic. Totuși, din spusele autoarei postării, autoturismul a fost grav deteriorat și nu mai poate fi reparat. La fața locului a fost chemat și un echipaj de poliție care au documentat cazul. Dacă va fi găsit vinovat, șoferul camionului riscă o amendă de până la 1.500 de lei, dar și 6 puncte de penalizare. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
A vrut să urce în avion cu două valize pline ochi cu țigări, însă nu a fost să fie. Este vorba despre o femeie din Republica Moldova care a vrut să zboare spre Londra cu 30.000 de țigări ascunse în valize. Incidentul s-a întâmplat în punctul Vamal de pe aeroportul internațional Chișinău, în timp ce moldoveanca se înregistra pentru cursa aeriană Chișinău-Londra. Vameșii moldoveni au reușit să găsească contrabanda datorită scanerului din dotare, dar și a câinelui de serviciu. În rezultat, țigările au fost confiscate, iar femeia s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei. Menționăm că în ultimele 3 zile aceasta este a patra încercare de a scoate din țară produse din tutun nedeclarate. Alte 3 cazuri au avut loc la punctele Vamale Leușeni și aeroportul internațional Chișinău, fiind reținute în total peste 37.000 de țigări nedeclarate. Mai mulți locuitori ai satului Baurci din raionul Ceadăr Lungă riscă să rămână fără acoperiș deasupra capului, și asta din cauza alunecărilor de teren din regiune. O comisie creată din salvatori și specialiști din cadrul Direcției Construcții alături de primarul localității i-au examinat zona de risc și au confirmat că lățimea carosabilului din preajma gospodăriilor a ajuns la linia roșie, fiind de doar 4 metri, pe când în 1993 lățimea drumului ajungea la 9 metri. Astfel, odată cu trecerea anilor, drumul se îngustează tot mai mult, iar prăpastia este din ce în ce mai aproape de cartierul rezidențial. Acum comisia urmează să dea curs unui studiu de fizabilitate pentru a găsi soluții care ar împiedica procesul de alunecare a terenului. Toate măsurile întreprinse până acum de localnici nu au dat niciun rezultat. 9 accidente rutiere în doar 24 de ore, asta spune bilanțul făcut de către milițienii din stânga Nistrului. Cele mai multe coliziuni au avut loc la Tiraspol. Aici, în amiaza de 25 iunie, o șoferiță a ajuns cu mașina într-o casă de locuit. Potrivit anchetei, impactul a avut loc când femeia, în vârstă de 30 de ani, intenționa să vireze la stânga. Aceasta a intrat cu autoturismul în partea laterală a unei alte mașini conduse de către un locuitor al orașului Grigoriopol, în vârstă de 34 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât mașina șoferiței a ajuns pe trotuar, iar ulterior s-a proiectat într-o casă. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a avut de suferit. În prezent, milițienii stabilesc cine din ei se face vinovat de cele întâmplate. Un bărbat de 63 de ani din satul Chițcani, Bender, a dispărut de 4 zile, iar rudele nu mai știu unde să-l caute, de aceea s-au adresat după ajutor milițienilor din regiune. Potrivit lor, bărbatul ar fi ieșit din casă în dimineața de 22 iunie și s-a dus la magazin, însă nu a mai revenit. Alexandru Hohlov are înălțimea de 1,80 m, corpulența medie, ochii căprui și părul cărunt. Rudele le-ar mai fi povestit milițienilor din regiune că bărbatul șchiopătează și suferă de epilepsie. În ziua dispariției purta un chipiu gri, o cămașă bej, pantaloni scurți de culoare gri și o pereche de șlapi negri. În acest context, persoanele care l-au recunoscut pe bărbatul din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.